Acum, Revelionul din 2010, Revelionul 2010-2011, într-o interpretare senzațională. Cine poate să țipe mai bine decât Carmen Stănescu, Oana Zăvoranu și Claudiu Bleonț? Priviți, memorabil, de record. Ce să zic, mă, Gagico? Deci, ți-am zis, m-am săturat de stripper, de băgat bani la chiloz, de nu le-am băgat bani la chiloz. Nu mai vreau, frate, nu mai, nu știu, vor să mă așez la casa mea. Dacă o fi să mă așez. Păi nu știu, că mă vorbeam ieri, nu mai știu, cu asta, cum o cheamă, mă, cu genii, zi să-i zic. Da, ce că să mărită, mă rog, vrăjeală. Și mai vorbeam și cu aia altă zi, mă, asta la altă, tot așa, de, s-a îndrăgostit brusc, Mimi, Cici, Vivi. Nu știu, uite, eu mă, fii atent, în timp ce vorbesc cu tine, acum m-am gândit la o chestie. Bă, ce ar fi, fii atent? Știi faza aia cu primul venit, primul servit, cu dorit să mai poftiți, să strâng, să... Mă rog, era un bani mișto. Nu știu, că la mine tot sună la ușă, știi? Ba, prieten, ba, alea, ba, bă, ce-ar fi să fac așa, fie atent, pariu. Primul care sună este primul pe care îl servesc, sau, mă rog. Ete, na, ce să spun, e urât, n-are cum să fie urât. Nu, că la mine nu sună de ăștia urâți. Deștept e sigur, oricum nu mă interesează dacă e prea deștept, că de vorbit n-o să vorbesc prea mult cu el. Au, sună cineva la ușă. Hai că te sun după aia. Sună la ușă, zic. Te sun eu și spun. Haide, dragă, tu știi, pizic, îți spun tot ce... Îți spun tot, aș în gură nesătul, o că-ți spun, o. Hai, te pupa. Intră! E deschis. Ce vânt te aduce pe la mine, păpușă sexuală? Am venit să vă citesc contorul. Contorul? Mamă, dar ce bine, de când așteptam să-mi citească cineva contorul dat peste cap. Unde e contorul? Pe sus? Da, cred că e ăla. Aoleu, așa departe? Da, ia, dar nu e nicio problemă. Ia, mai arată unde, așa, mai uite clar. Așa, ăla, acolo. Mai arată unde, așa, să văd. Da. Uite, tu arată, tu arată. Ce faceți, domnișoară? Te gâdim? Nu, dar... Hai, mamă, uite, fii atent. Ia uite-te ce am văzut. Unde? Uite acolo, ce-i acolo, dragă? Păi ce acolo, e așa ceva, cum am lăsat să fie acolo, așa ceva de drog. A, ce să... E fusă cu pantalon, cu fusă, cu... Ce dracu' zici ce stă? Nu e, dar moda asta nu înseamnă pantalon și fusă deasupra. Ce, Dumnezeu, uite-te, să acoperi tu frumusețe. Ia, uite ce abdomen. Aoleo, ce abdomen ai. Hai de mine, deși tu te ocupi cu contorul, cu citit. Da, citești contoare zilnic sau cum ți se întâmplă? Nu, am un program fix. Mamă, zici că ești bandera, fii atent. Așa te vreau, uite, wild. Nebunule. Mă încurcă că mă urc să citesc. Ia, întoarce-te. Fă o piruetă așa. Așa. Ia, uite-te la mine așa mai... nu așa. Wow! Că mă vrei ca asta. Ce să fac? Mă vrei mai... Arăta superb, e adevărat, dar... Așa, am venit... Lasă-le jos, că nu o să-ți trebuiască prea mult așa. Zic, deci cu contorul ai venit. Da. Hai, zic despre contorul ăsta, povestește-mi un pic de unde de el, de e unde... E un instrument care vă măsoară consumul de electricitate. Da, și... eu știu ce consumam eu. Dacă vrei tu păi, să la câte becuri aveți, cred da, că aveți da, un consumare. Da, am becuri multe, da, multe becuri și consumul mare și cheltuiala la fel. Da. Hai, tu zi acolo de contor. Hai, povestește-mi. Da. Mă înțează, nu pot să... Deci, mama, ești tensionat. Uite, am simțit aici un cârce. Nu, trebuie masaj. Și am eu un ulei special. Uite, te doare aici, nu? Aici. E clar, nu. Deci asta e de la tensiune, de la stres. Nu, ai stresat. Și să știi că și sex faci puțin. Aha. Da. Auzi, hai că am eu o metodă extra. Uite, da, nu, ești neglijat, uite. Punctul G, aici e punctul G, știi? Aici la bărbați e punctul G. Eu știu că mă pricep de la contor. Uite, zgârciu. Să rămână. Este zgârciu tău. Da, zi așa de contor, povestește. Mamă, cu ce șampon te dai? Foarte tare.
E... Ține-l așa, că așa-ți stă bine. Uite, așa, dragă. Trebuie să... N-am mai avut niciodată o asemenea... Dar lasă, n-ai fi hârtia jos pe undeva, că nu ți-o ia nimeni, dragă. În loc să stai cu mâinile, să vezi cum e cu contorul, tu stai cu alea în brațe. Doamne, sau domnișoară, iertați-mă, dar... Domnișoară, sunt chiar virgină pentru tine. 8-9-9-9, sunt fierbinte. Auzi, trebuie să stau și aici lângă tine în timp ce îmi povestești, zi. Hai, spune. Asta este o poziție pe care pe mine mă relaxează, știi? Este un fel de yoga. Vrei hârtia? N-ai să poți să ajungi la ea decât dacă ai să... Ah! Ce-mi place să mă relaxez, zi. Doamne, eu am venit aici să vă citesc contorul. Am auzit fiul la un de contor, dar citește-l odată, te rog. Hai că nu te simți bine. Ajută-mă, ajută-mă cu contorul puțin spatele. Așa mă zic. Deci să nu crezi cumva că nu sunt sportivă. Am fost, dragă, la balet. Da, aveți un corp am prins frumos. Aici ceva, uite, aici. Ia vezi, aici. Uite, aici, în zona asta. Aveți un tatuaj. Mă-ntor. Am un tatuaj, dar mai așa ceva. Ia vezi. Aici, uite, aici, acolo. Uite, 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 exact unde pune eu degetul, dragă. Dar pune tu, că nu te mușcă nimica. Uite, aici. Așa, mai tare. Și mai jos puțin se duce durerea. Așa, un junghiu. O ia mai... Acolo, mai jos, haide, vezi. Deci nu te interesează că am un junghi. Am un junghi, dragă. Doamne, de aveți, la balet, iară contor. Trebuie, am o listă întreagă de programări, trebuie să merg și la scara cealaltă. Stai puțin, adică... În total sunt, uitați, o secundă. 51 de apartamente pe care trebuie să le verific. 51 și dumneavoastră sunteți... Săracul de tine! De rea prima. 51 de apartamente zilnic? Zilnic, da, sunt zile când... Săracul, dar te plătesc ăștia cu mult? Nu, dar am fost de... Câte... Te și-mi citești contoară, nu ai mie, nu vrei? Și nu-i păcat să umbli tu așa o fr... Ia, încordează un pic. Ia, mai încordează, nebunule. Tu rup sala, e clar. Tu rup sala, nebunule, la ce sală mergi? Oare la aceeași? Nu, mă ascult, în general, dimineața? Eu? Nu, îmi place să mă trezesc la șase. Dubi, 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 hai, zi. Zic că eu mă uit să văd ce marcă-i tricou, te rog. E un tricou mai... de calitate. Uite, second hand ca și pantaloni. Cine? Second hand ca și pantaloni. Lasă că ești modest. Zii de 51 de apartament. Da. Cât iei pe lună? Iei mult? Hai că-ți dau eu zi tu. Aia, aluniță, ești norocul meu. Eu, uite, ești plin de aluniță. Incredibil. Am, ia, uite, și mai am una ca de Niro, pe obrazul ăsta. Ia, unde? Am vrut să mă fac actor, ia. Aici. De când îmi doream să fii cu aluniță pe obrazul drept sus. Da. Mamă, și-ai una și-n barbă. În barbă, exact, da. Cum am visat eu aseară. Incredibil, fată. Deci aseară, jur, am visat că o să intre unul așa și o să aibă o aluniță aici, una aici. Tu ești. Eu sunt ce? Eu? Zi, de cât îți dau ăștia pe aluniță? Mă descurc. Crezi că aș putea să-ți dau mai mult? Fiți mic și dezvoltat, zi. Pentru ce? Ca să-mi citești mai mie contoare. E păcat, mamă, așa te exploatează 51 în fiecare zi, săracul de tine. Păi, dai, uite, te-ai uscat pe picioare. Eu, fii atent, dă-te jos, să-ți spun ceva. Da. Fii atent, eu, dacă vrei, te duc la cămară. Te duc acolo la cămară. Eu am terminat de-abia de făcut astea, cum îi zice... murăturile le-am vă rog frumos să păstrăm o anumită distanță. Eu sunt cea mai mare făcătoare de murături. Și în afară de murături am terminat și zacuscă și acum mă pregătesc să fac niște dulceață. Nebunule, dar a poziția asta... Ne ia valul, ne ia valul și pleacă calul și... Auzi, ia stai puțin. Și poziția asta e nouă. Stai, mai fă o dată, deci. Cum e? Ia. A? Am văzut-o într-un film. Ia, cum? Nu, ești ceva n-am trăit niciodată. Aproape am orgasm după orgasm. Eu, uite-te, tu mi s-a desfăcut și bluzița. De obicei nu mi se desface.
Domnișoare, trebuie să vă anunț că aveți un consum total de 350 de kW. E foarte cald, 350 de kW și... Și asta ce înseamnă 350? Dacă într-o săptămână nu plătiți lumina, 350, asta e bine, de rău, e mult, e puțin. E enorm, e enorm. Va trebui să vă tai, să vi-l tai, curentul. Să mi-o tai? Aoleu, ai fi și tu vreun măcelar, nu? Sau nu. Să-mi tai? Ți-am zis că am consum mare. Uite, am avertizat. Consumul mare, cheltuiala la fel. Așa și pe cu minte. Ia, auzi? Asta e, fetița, asta. Ia uite-l. Motherfucker. Mamă, ce... Te-s nebună rău, bă. Ai zis și tu la fel, nebunule. Mi-am amintit de Basic Instinct. Ai zis și așa. Nu, dar mie că ne intrăm în belea, să știți. Păi dacă sunt căsătoriți de... cu kilovații aia cu alea, da, mama. Dar poate putem să facem așa un aranjament, mă gândeam, ceva. Eu dau de la mine, tu dai de la tine, toată lumea e mulțumită, ce zici? Și dacă află nevastă mea? Este gata. Deci, Floșca, ai dat cu ea de pământ. Păi dacă află nevastă, ca de fapt... Păi ce? N-ai auzit aventuri de asta? Nu, eu nu mă gândeam neapărat rău, să mă... Nu, da. Nu, mică, că eu nu sunt de aia care fac plozi și alea, nu. E plăcere asta. Și la mine, dar... O să vrei. Știți, plăcere, plăcere, dar îmi rămâne dracu pe scoarța creierului și vă visez noaptea și o, intru în belea. O, ai și scoarță tu? Mă rog, și copaci au, de ce n-aș avea și eu? Ce senzațional. Deci ești din ce în ce mai senzual. Ia uite ce frumos să-ți da așa. Zic, potoliți-vă că... Auzi, ai cărare într-o parte, știi. Doamne, deci mă bagi în ispită. Uite zgârciu, ia-l. Zgârciu. Eu zic să ne oprim aici. Eu zic să nu. Nu ți-e... Nu ți-e așa milă de mine că mă lași necitită. Pă bun. Sunt și o fată chinuită. Cu 375 de kilopați. Vă rog eu frumos. Hai, te rog. Sunteți mult prea ispititoare. Lăsați-mă dracului în mediul meu, așa mai liniștit, mai mediocru. Vai, ce modest ești. N-am întâlnit niciodată o femeie așa devastatoare ca dumneavoastră. Nu ai văzut nimic. Și când văd așa o femeie ca un șarpe, mie ca mușcă. Cine? Ca un șarpe. A, să săiți așa sau ce? Nu, nu, vorbiți corect românește. Asta, dacă vrei, poți să vorbesc cu... Aveți talente. Nici n-ai văzut nimic. Am putea face teatru de amatori între una. Poți să fii ciciuită, poți să fii săfăită, poți să fii... Tu poți să fii, mă... Știu, dar lăsați-mă, dragului, că mi se strică viața de familie. Și cum am inima așa, îmi face budubum, budubum, când am zis că... Și mie, și nu numai inima. Ce contoare? Hai, mă, pizi, mă, tu și cât ai de citit la mine aici? Nu, vă mulțumesc foarte mult, mă iertați să vă mine. Mai refuz sau ce? Nu mai refuz, dar... Ești prost. Ești chiar prost, pe fapt. Aveți de plătit 350 de kilowați și dacă într-o săptămână nu plătiți lumina... Așa, da. Ce mi se întâmplă dacă nu plătesc? O tai! Într-o să... O tai? Vai de mama ta, de fraier, cum tu mai întâlnești cu așa ceva? Neam de neamul tău de la maimuță de macac încoace. Papagalul. S-o sunt dragă pe Vivi, pe Cici, pe Mimi, pe... E, bărbații niște prosti, niște tembele, niște...